Salutare și bine v-am găsit în încă un experiment nebun marca Eugen Tech Tips. Cine poate să facă pastea decât eu? Bineînțeles, numai eu. Așa, avem aici și uleiul Stihl HP Super. De la Stihl de data asta, nu e zamă chinezească. Mă rog. Așa. La cererea publicului, bineînțeles, voi testa și pe ăsta. O să folosesc o concentrație direct de 60 de mililitri la litru, dar bineînțeles nu o să fac un litru, o să fac chiar 250 de mililitri. Deci 60 împărțit la 2, 30 și pe 250 de mililitri o să fie 15 mililitri la 250 de mililitri de benzină. Asta urmează să pun. Voi folosi iarăși drujba chinezească, pentru că ea își va sacrifica sufletul și sufletul chinezesc și pistonul pentru știință. Așa că m-am băgat aici că plouă, dar numai eu pot face experimente nebune în ploaie. Așa. Bun, să pregătesc echipamentul și după aia mergem la injecție. Bun, deci hai să începem atrocitățile. Rezervorul e gol. Hai să injectăm ulei. Hai, stai și tu într-un loc aici. A? Perfuzia. Injectăm 15 ml de ulei aici. La 250 de ml de benzină, concentrație de 60. Le-am injectat. Vreau să pun dopul la seringă, da? Șmecherii. Culoarea. Îl punem. Îi dăm bătaie, așa că demarul ăsta mă deranjează cu asta cu arc dublu, că poți să tragi cam prost din brațe. Pornește greu că sunt mulți cai de trezit. Ești nebun la asta.
Nu știu, voi vedeți fum? Eu nu văd deloc fum. La 60 de mililitri la litru, uleiul ăsta nu scoate fum. Tot la cererea publicului, voi deregla intenționat drujba. Să vedem. Adică o dau pe amestec bogat. Deci cum e treaba, dragii mei cârcotași, cei vreo 2-3 care mi-ați scris că ziua mai aia chinezească e bună. Uitați și voi la uleiul ăsta, HP Super, cum la 60 de mililitri la litru ca și concentrație, plus dat pe amestec bogat, nu scoate fum, da? Haideți să nu mai fim, hai să fim deștepți, că e mai bine așa. Eu v-am salutat, în următorul clip vă arăt și cum arată setul. Sănătate și toate cele bune!